Salut, eu sunt Malaka și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi este a doua zi de când s-a adăugat algoritmul cu Mr. P. Și aș vrea și eu să-l încerc la try. Ia uitați aici, Mr. P este un brawler mitic, din păcate. Eu ziceam că o să fie rară sau super rară ca să le iau și eu mai repede, dar din păcate este mitică. Na, poate o să luăm și noi cândva. Hai să-i dăm try, vedem ce face. Bine, adică eu știu ce face, dar să fie așa pe episod. Deci, bun, atacul sare peste pereți. Are un range destul de tare, după cum observ. Și ultima dată, după cum am înțeles, este un fel de turetă care spawnează pinguini. Și după ce moare primul pinguin, mai spawnează unul. Până când rămâne tureta fără în viață. Destul de interesant, brawlerul. S-au adăugat skin-uri și, de exemplu, când dai pe un brawler, îți vedea mult mai mișto acum. Green screen-ul s-a schimbat. Aici, pe ecran, s-a schimbat. S-au schimbat foarte multe chestii. Și astăzi am reușit să fac 3000 de trofei. Am făcut chiar 3100. Am făcut ceva tichete. Mâine și cred că o să filmez un videoclip la Robo Rumble. Vedem câte cutii o să putem face din 16 tichete. Poate o să mai pice și mâine, dar na. Avem un nou mod de joc, Hot Zone. Și din câte am înțeles, trebuie să mergem pe aceste cerculețe și să stăm cât mai mult pe ele. Nu știu cu cine să joc, a jucat, cred, cu Roza. Bun, hai să începem să jucăm. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vreți să mai continuăm seria. Bun, avem și un Max în echipă. Deci văd că pe această hartă sunt doar două cerculețe. Și pe cealaltă hartă erau doar... Era doar unul. Bun. Mamă, ce m-a bătut pe Maia. Mamă, deja avem 4 puncte. 5 chiar. Este interesant acest mod de joc. Bun, e 7 la 1. Bun, de ce m-a băgat ultima de acolo? Dar suntem în avantaj cu 10 la 2, mamă! E destul de tare acest mod de joc. Și îl bat, l-a bătut Jesse. Și mai este pe mai acolo care își face și-a punctulețele. O batem. Dar bine, suntem în avantaj cred că o să câștigăm. Dar și dacă mi se aude vocea puțin mai așa într-un fel, am fost afară și... Am alergat și îmi doare gâtul foarte tare. Dar mai moare pe Maia odată. Bine, nu că ar fi o problemă cu punctele, dar... la 12. Diferență de 9 puncte. Bă, mă, ce-a băgat ratatul ăsta aici, ultimata. Mamă. Mamă, sper să nu ne bat acum pe final. 23 la 20. Nu. 23. Ai, bă, frate, nu cred. Am avut bine că am jucat cu Roza. Am vrut să joc cu Shelly pentru care... Atacul mult mai mare, dar hai să vă arăt de ce, nu știu dacă ați observat. Hai să dăm la brawler. Și uitați-vă cât rank am făcut pe Shelly, deci în episodul trecut de brawl să aveam 1400 trofei, am făcut acum 3100 fix. Că am mai scăzut acum 3 trofei, s-a continuat scăzut. Am făcut-o și de power 8, abia știu să fac de power 9. Da. Și hai să vă arăt ce am pe shop. Am pe Tara. Și skill-ul care s-a lansat, Street Ninja Tara. Hai să încercăm skill-ul, să vedem ce efecte are. Îmi place, este oferta chiar foarte bună. Bă, dar îți vede mișto când dai. Da, și la următorul brawl, cred că o să fie un brawl rar sau super rar, adică nu s-a mai adăugat un brawl rar sau super rar de ceva timp. Adică mai bine de jumătate de an.
Bă, dar greu își face tare ultimată. E așa are efecte noi când dai cu ultimată? A, da. Mamă! Da, nu-i cine știe ce skin, dar e mișto. Mr. Primul Shock 350 de gemuri. Avem acest skin care s-a adăugat cu Alanita. Cred că știți și voi povestea lui, pentru că în Australia au ars copaci, urși și coala și tot așa. Și acest skin expiră peste 59 de zile, ceea ce este un lucru foarte bun făcut de Supercell. Și Supercell ne-a mai oferit 3 big box-uri gratis. Bine, depinde și de câte trofei ai, adică unul a primit mega box-uri, unul a primit 6 big box-uri, unul a primit 5 mega box-uri, unii 3. Depinde de trofeu, am primit doar 3 big box-uri, din păcate. Am bun. Și la ce să mă ajutăm? Hai să mă ajutăm la Shoutdown, la solo. Bun, nu prea îmi plac mie hărțile astea, stai și nu știu, lăsați în comentarii, vă plac hărțile așa, pe timp de noapte, cum ar veni. Nu știu, mie chiar nu-mi plac, sincer. Îmi place așa, mă, să fie zis, să vezi și tu. Avem acolo un Rico. Bun, avem aici o cutie, haide să o luăm repede. Bun. Și mâine cred că o să filmăm un episod de Brawl Stars la Robo Rumble. Mâine câte cutii o să facem. Sperăm că o să mai pice și mie tichete, oricum, după ce nu vreau să cumpăr tichete. Mamă. Cât de rep să mișcă ăsta, zici că e Superman. Mamă, ce zi e trebuie să dată. Te uită o frate, are 5 boabe. Și stă în boscheți. Ce cotez, bă, n-am văzut. Mi-e cal și ultima ta pe ea. Ia și-o încarcă pe mine. Bun, am ultima ta. Unde să mi-o pun? Pun acolo, ăla. Îmi place că am cel mai puține bobe după hartă. Au băgat ăștia la mijloc. Am măcar loc 3 să așa. Păi, da, cum adem, dacă iau locul 3, îți mulțumit. Unde tare aceea? Da, acolo. Cuteți! N-ai ce să le faci. Hai, poate o batem pe tara. Și acum am venit forță despre mine, nu-i așa? Bravo! Și? M-a bătut, am zis că avea puțină viață și poate o băteam. Sper nu ajungă că doi este bun. Hai, dă-mă ce are, s-a blocat. Bun, hai la ce să mă jucăm. Hai la Brawl Ball să joc. La Brawl Ball, nu știu cu cine să joc. Cu el primul. Atunci cum îmi mișc cu el primul. Bun, am un flank în echipă, ceea ce este chiar foarte bine. Nu știu, eu nu am o tactică. Îmi place mie să mă duc la bătaia și așa direct. Uite, stau aceea în spate. Mai vine unul, mai fur un kill. Vorba aia. Hai că a dat și Franca la o pasă de... N-am văzut. Hai mâncați așa. Bă, da, dă ăsta gol sau ce face? Oh, mamă, ce i-a dat! I-a dat ghetere că lucrau. Bravo, forță. Nu știu, voi scrieți în comentarii. La probul când vă jucați, voi cu ce sunteți? Cu golurile sau cu bătaia? Eu sunt cu bătaia, sincer, n-am scheme. Mamă, ne-au omorât. Colt pe amândoi. N-am schimbit în aceastea să stau eu, să mă duc, să dau cu ultimată, să dau pe perete, așa. Nu, eu nu mă pricep la de-astea.
Eu, ce dă cu tine ăsta? Mor, mă. Bine. Hai, poate le dăm acum un gol și câștigăm meciul. A făcut, a murit. Vin eu, l-o mor pe ăla. Hai că l-am și omorât dacă e. Da, ne dau gol, nu-i așa? Sau? Da, a murit cioara aia, e moartă. E moartă. Dă-i pe Jesse. Hai că are și Jesse o țintă. Bă, ești nebun, am dat gol. Și tot Jesse a luat star player-ul. Bun. Hai să vedem la ce să mă jucăm. La Haste aș vrea să joc, dacă este o foarte bună. E, hai să jucăm la Haste. Nu știu cu cine să joc. Joc cu Penny? Hai, n-am să jucăm cu Penny. Pentru că tot mi-a picat ieri. În acele 3 big box-uri gratis pe care le-a oferit Supercell-ul, mi-a picat Penny. Și ca superar, acum mai trebuie doar Daryl. Da, mai e cam și o echipă the best. Bă, dar merge netul greu. Ia uite, bine, uite și ne-a dat aici. Ia uite. Bă, Dynamichael doare fix în banană, că eu stau și mă bat cu ăștia aici de... Hai că da. Cât avem? E bine că avem un avantaj. Sparge tureta. Dynamichael ăla e mort. Și pe Maia vin la noi în bază, nu-i așa? Am, cred că-i bate. Maia, mă duc și acum pe ei. Ce faci, boss? Vin ăștia după tine? Ia uite-te, mă luăm. Te-a dat totul de să te apăsc chitara. Să nu o vadă nimeni, nu-i așa? Ia uitați și pe bine, bă, bine. Bă, ce zic, am avut și cu echipieri foarte buni. Le mulțumesc că mi-au salvat meciul. Bun. La ce să mă juc? La Game Crow nu prea avea, nu prea îmi place mie Game Crow de fel. Mai dăm un meci de Hot Zone. Azi mai dăm un meci de Hot Zone, dar nu știu cu cine să joc. Poco. Brock. Uite, mi-am achiziționat acest skin pe Brock, Boombox Brock, care a fost 80 de gemuri, dar mi-a luat și la reducere cu 39 și să nu știe nimeni. Atunci cum? Nu știu de ce n-a luat pe Brock, că nu cred că e atât de bun pe harta asta, dar na. Uite, am un card șori. Băgați-vă acolo în cerc, eu mă pun la bătaie aici. Bă, dar de ce 2-0? 3-0 pentru ei, băi! Am înțeles, frate, trebuie să fie mai mult la bătaie sau... Nu înțeles. E ciudat. Ce mod de joc. Ia uitați, băi, să-ți văd cât de bun. Cât te poate face auto-atacul? Ia uite, și AMC fac. AMC fac! Doamne! Ia uite și pe ăsta unde stă. Doamne, bă, cu echipieri mai proști că ăștia n-am văzut și mă face să și țip. După ce că mă doare gâtul de mor. Și mai zic unii de mine că ci cam trofee puțin. Păi ăsta e cum secundar de ștept să lupești. Ce mici ce făceau, mă? Stăteau în boschie și nu făceau nimic. Și mai știu mea că de 5 ori. Bă, frate, dar pe mine chiar mă enervează, deci. Mor, mă, du-te în sârma mătii. 20 la 9. Doamne, să-mi bag picioarele cu ce pe mă bag. Mor, mă. În ceapa mătii. Și în brasa mătii. Și în... Mătii. Nu,
mă, dar n-ai mă ce să faci, că te bagă cu tot felul de coi, că pierde tot rahatul. Mă urmă. Na, dar n-aveam ce să faci, că mă bagă cu toți prăști în echipă. Nu, n-am mă chiar mă enervează. Mai să mai băgăm tot cu Brock, dar la Sheldon. O, frate, dar chiar mă enervează. Mă bag cu echipier, l-ați văzut pe Carlul ăla. Deci dacă nu mă credeți, dați înapoi la video și vă uitați. Ăla stătea acolo în boschet, nu făcea nimic. N-am văzut, mă. Și după se mai dă lumea mare, căci că le-a picat legendar la dose trofei. Va pica, da. Pe legendar alea aveți rank 1 și pe celelalte cărți, pe Brock, pe Poco, aveți rank 20. Bravo, sunteți inteligenți. Să avem Spike care l-a omorât pe Max. De ce să zic, mă, foarte, foarte... I-a pătrâbat pe coltul ăsta. Frankie Shell acolo. Prin zonă. Mi se pare că era cineva acolo sus. Ia uite, Spike-ul ăla. E ăla de mai devreme, nu-i așa? Da, ăla-i. Urmă. Mă enervează că dă bow ăsta. Nu știu cum se zice, frate, gen boy e un bow, da? Cum zici, bow-ul? Sună ciudat. Mamă, le-am dat get rekt și acum am dat mie colt. Sau? Ia vedem, mă scurios chiar cine câștigă. Și-a plecat ăla. E boschetare, uitați unde stă. Și ăsta mă bag aici, pe mine, în zonă. Mormă! Mai era la boul ăla care a murit. De alea să explodeze. Ia mă, fraiere, ce faci? Și moare? Nu zic că mă bate. Bine, bă! Bine, number one. Eu, și l-am făcut și rank 14. Poate îl facem băbăr cu rank 15, adică mai dă 200, 200 de... De astea cum zice, star points-uri de acum așa. Bun. Da, și cam am ducat acest video, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare.